ca să omoare copacii, le-au dat o gaură în rădăcină și au umplut-o cu ulei. Și așa le-au otrăvit venele. Protestăm în fiecare duminică aici, dacă vreți să vadă pe okay. Ține mult. Noi. Cursul rezumat acestei zone retrocedate. La începutul secolului 20 a fost moșia Dudești-Cioplea. În anii 60 începe construcția cartierului Titan. Și pe vremea aici era câmp de porumb, mai încolo era mac, unde lapul era cărămidărie. Cu construcția cartierului începe și amenajarea parcului Ioret Titan și deja în anii 80 sunt alei, gard viu și bucăți din zona retrocedată este amenajată și plantată de cetățeni prin munca patriotică. Și zona este folosită și amenajată ca parc de atunci. În 2001 apare legea 10, legea retrocedării. Și în 2004 moștenitorul încearcă și nu reușește să-și retrocedeze din terenurile rămase. Cedează o parte din drepturile litigioase actualei proprietare. În 2005, fostul primar Videanu retrocedează și restituie natură terenul acesta, deși este amenajat și folosit ca parc. În 2018, un puz e propus de firea, terenul e trecut în categoria CB3, care înseamnă că nu e limită de înălțime și se poate construi pe 70% din teren. Puzul e anulat în 2021. Asta nu e proprietate privată, ci proprietate furată. Exact. Spuneți. Să fie împăduriți, să fie stejare, faci puși. Orice. Să fie veverițe. Să fie natura aici, nu... Aici i-au omorât. Să distrugă natura. Veverițe! Cerem în primul rând oprirea distrugerii din acest loc și conservarea vegetației. Și în al doilea rând cerem ca acest parc să revină în domeniul public cât se poate de urgent. Uniți, salvăm parcul Ioret! 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 Vreau să vă zic că ce se petrece aici nu e izolat. Cumva spațiile verzi în momentul de față, din punct de vedere legal, ar trebui să fie protejate dincolo de regimul de proprietate. Ce se coace în Parlament, se coace revizuirea legii spațiilor verzi și a codului urbanismului, astfel încât spațiile verzi proprietate privată să nu mai fie protejate, să poată să fie construite. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu de ce a reprezentat asta pentru București, trebuie să știți că mai bine de jumate din spațiile verzi pe care le mai avem în București nu sunt proprietate publică, sunt proprietate privată. E foarte, foarte important ca noi, ca societate civilă, să punem presiune pe cei pe care alegem ca modificările astea legislative să se facă în interesul populației, nu al dezvoltatorilor imobiliari. Nu știu dacă știți despre povestea parcului Grozăvești. Este foarte similară cu povestea parcului Ioret. Acolo inclusiv aleile de beton, nu doar că arborii au fost tăiați, au fost parte aleile de beton ca oamenii să nu mai poată intra de la... Copacii ăștia au mai bătrân decât noi, i-au omorât copacii, adică nu s-a văzut că este una dintre cele mai poluate capitale din Europa. De ce mărești gradul de poluare? Ai atentat la viața noastră, a tuturor. Pardon. Sunt oameni ăștia care stau numai blocuri, nu? Ăștia trebuie să iasă undeva. Unde vrei să mă duc? Trebuie să mă duc în afara Bucureștiului. Cum? Ce să fac? Ceva trist ce se întâmplă aici e că de acordul silvic consideră că ar fi infracțiune dacă transporti materiale noi pentru care n-ai acte doveditoare pentru mai mult de 10 metri cub. Iar ca oamenii ăștia să poată să scoată din copaci, copaci tăiați, bineînțeles, ilegal, pentru unii s-au dat amenzi, pentru mai mulți, nu?
instalările de termoficare și alte lucrări pe lângă, băgau bucăți de lemn, de buștem, tăiați. Iar când poliția venea, vedea pământ cu ministrul mediului legat de UR. Și a zis, vedeți, domne, că acolo se întâmplă o crimă de mediu. La care ministrul mediului a replicat, nu e adevărat, acolo sunt bucăți de copaci uscați, sunt resturi de vegetație aruncate. Dar cine i-a uscat? Nu interesa ministrul de așa ceva. Vă îndemn, când aveți timp, trimiteți o petiție către Ministerul Mediului, arătați-le poze de pe terenul ăsta, cu grămezile alea de copaci, de trunchiuri, și cereți-le ca să sancționeze, pentru că Ministerul Mediului are multă putere, dar voință nu prea. Un conflict teritorial. A mai apărut un mascul. Da? Și femela și masculul care au adjudecat teritoriul ăsta argonesc pe intrus. Deci este clar că sunt instalate în teritoriu, deci urmează să se reproducă aici. Ceea ce înseamnă că și hrana își găsesc, îți dai seama, ele sunt păsări eminamente insectivore. Iar când vor avea pui, vor fi 5, 6, 7 guri de hrănit în plus pentru o perioadă oarecare de timp. Aici este super ok pentru ele. Exact genul de habitat care le convenește. Aici se vede totuși că într-o anumită perioadă s-a plantat, au existat niște alei, pinii ăștia sunt grupați așa, evident, sunt rezultatul unor intervenții umane, unor amenajeri făcute cândva. Dar după aia, într-o anumită perioadă, când au început, probabil, în momentul când s-au inițiat revendicările astea, pur și simplu l-au abandonat, Văd. Aia cum arăta acum 2 ani, 3 ani, era clar că era o zonă quasi abandonată. Acum, după retrocedare, s-a intervenit destul de masiv asupra zonei, au fost îndepărtați o mulțime de copaci, toată zona aia de acolo, care e acum un câmp deschis, era plină de tufișuri și de copaci. Ia uite ce avem acolo. Rațe ieșite la păscut pe beton. Vezi, sunt rațe de pe lacul Iore, care probabil au, din diverse motive, au decis să iasă la plimbare pe zona asta care a fost defrișată. Ori în căutare de hrană, ori poate chiar în intenția de a găsi un loc potrivit de cuibărit. Foamea de habitat este foarte mare, pentru că atunci când apar în zone de acest tip, deci în zone profund urbane, apar modificări de habitat care întâmplător sunt favorabile anumitor specii, chiar dacă acele specii nu au cuibărit niciodată în zona aia, sau mă rog, nu au cuibărit în ultimii 100 de ani, imediat se instalează. Deci zi-mi, acum ce am găsit aici? Deci în zona retrocedată, ce ai găsit până acum? Păi am văzut vrăbii de casă, am văzut Silvie Mica, am văzut Silvie cu cap negru, am văzut grauri, am văzut mierlă. Ia uite, graurul ăla. Graurul ăla are deja un cioc, un material de cuib. Material de cuib, cred. Da, deci are în cioc material de cuib. Graurii cuibăresc în scorburi. Scorburi naturale sau foste cuiburi de ciocănitori, pe care le căptușesc cu material vegetal, cu fire. Ăsta este clar că are undeva în zonă cuib. A venit cu niște material și de obicei nu se duce direct la cuib. Se oprește undeva în zonă și studiază zona să se asigure că nu există potențial prădător care ar putea să localizeze cuibul pe baza deplasărilor lor. Habitat natural aici nu este.
Dar așa, cel mai aproape ar fi faptul că sunt paginile astea întinse și mai sunt arbuști și copaci pe margini, te împinge cu gândul la o silvostepă, știi? Adică habitatul original care exista în vremuri mult apuse în astfel de zone, nu până să înceapă urbanizarea și agricultura intensivă, acolo unde se întâlnea pădurea cu zonele astea deschise, cam așa se chema, silvostepă, nu? Suntem în Parcul Grozăvești, aici și teoretic și practic în porțiunea asta parcului, căci a revenit în domeniul public al statului român. Grupul civic local, grupul civic pentru spații verzi și locul de joacă în Grozăvești, a făcut foarte multă advocacy ca bucata asta din parc să fie alipită celelalte bucăți din parc care e vis-a-vis de Căminul Leu. Aici un hectar, în partea cealaltă sunt 2 hectare. Acum avem 3 hectare de parc aduse la oaltă și o să vezi, mai mergem puțin, ajungem în zona care a fost retrocedată în 2005, în vremea domnului Poteraș, când era primar, care e în continuare proprietate privată și acolo ar fi 2 opțiuni, ori să dea cineva în judecată primăria pe procedura de retrocedare, ori să fie expropriat terenul. Aici tot ce vezi că e la nivelul ăsta de vegetație sunt fie arbori care au lăstărit din copaci tăiați ilegali acum 3 ani, fie vegetație spontană care a crescut pentru că nu s-a mai tăiat. Dar și aici au fost tăieri ilegale și cred că și incendii, dacă nu știu. Ce s-a petrecut în București a fost că, în loc să fie refăcut planul ăsta de dezvoltare al orașului cu o viziune generală, fiecare sector a preferat să-l facă pe al lui, ca și când ar fi orașe separate. Și sectorul 6 a avut planul lui, urbanistic zonal, plan în care această zonă apărea ca zonă construibilă pentru pe plus 16, o chestie de genul. Și Ghișe a fost atacat în instanță și declarat ilegal pe motiv de neconstituționalitate și diminuarea spațiului verde a fost unul din principalele motive. Ce se petrece acum e că majoritatea dezvoltatorilor țintesc zone prevăzute în documentație de urbanism ca spații verzi, le cumpără la preț de spațiu verde și după aia fac presiuni cerând puzuri locale, derogări de la planul urbanistic al orașului ca să poată să construiască pe ele. Și genul ăsta l-au tăiat atunci și nu l-a mai scos, ce Dumnezeu e aici? Da. Și a început să dea foc. Cred că da. Atât timp cât nu s-a construit, încă există o speranță. Vorbeam și cu cei de la grupul civic Iure și sunt oamenii, îți dai seama, super dezamăgiți că văd parcul pus jos la picioare și le zic, băi, miza e teren, nu nimic altceva. Atât timp cât nu s-a construit, uite și aici au ras, dar în 3 ani din nou s-a regenerat natura. Bă, un spațiu de genul ăsta, dacă ar fi lăsat așa puțin mai sălbatic, cred că ar aduce și mai multe servicii decât aduce un parc obișnuit. De exemplu, pajiștile urbane, cum e asta, asta nici măcar nu e însămânțat, că este natural, au o retenție uriașă de carbon pe stup. Studiată ca o retenție mai mare de carbon decât o zonă, nu știu, gazonată, și o retenție foarte mare de praf. Rețin praf. Nu consumă apa, ci fixează apa în sol. Au un efect contrar fenomenului insulei de căldură, zrăcesc orașul, îți purifică aerul. Îți atrag biodiversitatea, au funcția socială foarte puternică. Dacă aici ar fi un spațiu în care te-ai simți mai în siguranță să vii, eu sunt sigur că ar veni foarte mulți oameni să se bucure de oaza asta de natură. Cumva cam peste tot în București cetățenii au fost cei care au dat tonul și sunt în continuare principalii apărători ai spațiilor verzi. Unde ai o comunitate care e comunitatea locului obișnuită cu el, e mai greu să petreacă ceva. Ăsta e nivelul de dezvoltare și de bunăstare a unui oraș, știi, să permiți să ții un loc ăsta sălbatic pentru oameni să se bucure de el. Vă salutăm de aici, din fața tribunalului municipiului București, unde astăzi, ca reprezentanți ai comunității Parcul Iore, fie că vorbim de grupurile de Facebook, Petre Parcul Iore, de cei care de 11 ani de zile s-au mobilizat
și spunem răspicat, nu cedăm parcul Iure. Suntem aici doar un grup din nucleul civic, care acum câteva luni a fondat și o asociație, pentru că numai așa putem avea personalitatea juridică, să ne luptăm și în instanță, să putem reprezenta mai eficient interesul cetățenilor. Și noi contestăm și astăzi în instanță că acele dispoziții prin care doamna Cocoru în acte a primit peste 12 hectare de teren prin cele două dispoziții, nu considerăm că au fost corecte și legale. Cerem instanței să se pronunțe. Procese au mai fost, dar știm că multe dintre ele nu au prezentat toate dovezile. Unii nici măcar nu au prezentat dovezi care se văd cu ochiul liber de pe lună, cum se spune, că acolo a fost parc, că acolo au fost alei, că acolo au fost amenajări specifice unui parc. Nu cedăm parcul Iore! Nu cedăm parcul Iore! Da.